dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ați venit sau revenit la conferințele Teatrului Național. Pentru cei care n-au mai fost, am să vă aduc aminte că aceste conferințe au fost inițiate de marele om de cultură Ion Marin Sadoveanu la începutul anilor 30. Au durat cât au putut să dureze, după care au fost reluate în anii 50 vreo 3 stagiuni. Pe vremea aceea, conferințele erau numai cu teme teatrale. Și iată, se împlinesc 11 ani de când Teatrul Național a considerat că este util să petrecem împreună niște dimineți cu cultură, cu oameni mari, oameni de aici, de aiurea, care fiecare a conferențiat pe o temă preferată. În dimineața asta avem printre noi una dintre cele mai mari poete ale noastre, șaizecistă, cu multe volume de poezie, cu poezie de mare calitate, cu premii mari, premiul Academiei, premiul Uniunii Scriitorilor, premiul Asociației Scriitorilor, premiul Prometeus, o persoană de o profunzime excepțională, aș zice. De altfel, pentru obișnuiții conferințelor, dânsa a mai ținut o strălucită conferință despre vina tragică, o conferință care a avut un mare succes și un mare răsunet. Conferința de astăzi nu va fi chiar o conferință, o să vedeți. Invitata noastră o să vă spună singură cum se va derula această dimineață. O invit în scenă pe marea poetă Ileana Mălăncioiu. Ca de obicei, am încercat să schimb puțin regula jocului, că ne plictisim dacă facem mereu același lucru. M-a sunat domnul Caramitru chiar în ziua de Sfântul Ion și mi-a spus, bineînțeles a recomandat Ion Caramitru, nu-mi venea să cred că noi nu vorbim la telefon deseori, ne cunoaștem destul de bine de la seriile de poezie Eminescu de la Botoșani, dar nu vorbeam îndeopște la telefon. Am avut așa un semn de mirare, el însuși a ezitat când și-a spus numele dacă nu mă derutează și am zis chiar Ion Caramitru, dacă știam că suntem atât de prieteni, v-aș fi dat eu un telefon să vă spun, să vă dea domnul, să vă dea Sfântul Patronul numelui tot ce doriți. Mai ales că am o legătură cu el, cred că mă ascultă, pentru că am scris odată un text la care chiar țineam foarte mult, care se chema Capul Sfântului Ion și vorbeam despre Sfântul Ion cel din Biblie, dar și despre ce se întâmpla în zilele acelea. Remarcam cât de scurt și de sov se vorbea în Biblie, de sobru, și cum ajunsese în vremea aceea să se vorbească despre capul retezat al unui om. Era vorba, erau cele războaiele care erau cu cecenii și mi-am amintit de proza lui Tolstoi, Hagi Murad, și e acolo o scenă extraordinară. După ce unul dintre ceceni se unește cu rușii împotriva altuia dintre ei, pe urmă rușii se plâng că i-a trădat, îl urmăresc și e omorât, deși era unul dintre vitejii cei mai, se spunea, nu l-a omorât, Tolstoi spune, nu l-a omorât, a căzut ca un ciulim și a căzut din cauza mlaștinii, că n-au putut să-l prindă, dar a căzut în mlaștină. Și taie capul, îl pun într-un sac și umblă cu el din fort în fort să arate că așa pățesc cei care trădează pe ruși. Și
La un moment dat, unul dintre cei la care stătuse în vremea când plecase la ruși, zice, dă-l încoasă-l pup. A fost totuși un vital și pupă capul ăla scos din sac și murdar de sânge. Povestea asta m-a impresionat cât de groaznic a evoluat lumea în rău în perioada asta. Am mai scris un poem și despre trupul Sfântului Ioan, rămas în temniță, în vreme ce la masa aceea la care capul este dus Irodiadei, de trup uită lumea, el stă în temniță pe pietrele reci și se răcește și e uitat pur și simplu. Domnul Caramitru, eu i-am spus, dar vrei să spui poezie? Păi, zic, nu mai vorbesc încă o dată, am vorbit odată despre teatru, conferința aceea a ieșit destul de bine. S-a vorbit frumos despre ea, dar cel mai mult m-a impresionat că am primit niște telefoane pe urmă. Unul de la Ovidiu Iuliu Moldovan, care mi-a spus că regretă că n-a putut să vină, că în ultima vreme nu a mai ieșit. Eu nu știam că era atât de bolnav. Și mi-aduceam aminte că odată când fusese premiată cu premiul Eminescu, ne-au făcut cetățeni de onoare chipurile și actorilor și lui Doinaș, care a fost premiat în urma mea, i-au dus niște coșuri de flori. Noi am fost primiți ca cetățeni de onoare a orașului cu niște, cu trei petale, cu trei flori așa de la de toamnă, deja cu frunzele căzute și am zis, erau sponsori diferiți probabil și am zis, uite, poetul nu merită flori. Și Ovidiu, când a văzut, i s-a părut rușinos și mi-a trimis coșul lui de flori în camera mea. După ce mi-a dat telefon atunci după conferință, am fost foarte impresionată că a murit foarte repede și de câte ori am avut ocazia să merg undeva și să vorbesc despre poezie și despre ce se întâmpla în aceste întâlniri, povesteam acea întâmplare cu Ovidiu, care chiar iubea poezia și chiar mergea cu noi peste tot și era un prieten bun, nu întâmplător, era prieten și cu scriitori, între alții cu Dorin Tudoran, care era și un poet foarte bun și un conferențiar foarte bun, un eseist foarte bun. Deci am oscilat, dacă să mai țin o conferință, am spus domnului Caramitru că noi nu suntem conferențiari și de fapt se spune că România e o țară de poezi, că orice om a scris o poezie în România. Proverbul ăsta care ne face și nu ne face cinste, că se pare că poezia e la îndemâna oricui, nu e numai al nostru, mai sunt și alții ca noi, de exemplu în Irlanda se spune că dacă în Irlanda arunci o piatră, ea cade în capul unui poet. Și asta are și o latură pozitivă și una negativă. Ei au avut conflicte cu englezii, cum am avut noi cu rușii, și poate să aibă și sensul că, în genere, poeții intrând în bătălie au fost destul de pedepsiți sau nedreptățiți de lege. Pe de altă parte, și ideea că sunt mulți poeți, că pe de altă parte se spune că Irlanda este insula sfinților și a fericiților. Am avut noroc să umblu des prin Irlanda și să constat la propriu cum se întâmplă că venea și de la 60 de kilometri și de la 80 să asculte poezie. De ce am oscilat și nu am pus? Pentru că domnul Caramitru, după ce mi-a făcut această propunere, eu i-am spus că aș vrea să citească și actor, dacă nu are încredere că iese o întâlnire bună numai cu lecturi de poezie. Și a zis, dar ce actori să citească? Păi zic, știu eu unul care citește deseori, citește din Eminescu, citește bine. Ce, da, să citesc poezie feminină sau feministă? Păi zic, domnul Caramitru, eu nu scriu poezie feministă. După aceea m-a invitat la teatru, la spectacolul magic. S-a prezentat modest, a zis, e un spectacol cu de toate, se spun și poezii, se zice, spun și eu. Și am văzut că a început cu Blandiana. Și aceea era normal, ea este o poetă celebră, din ea se spune întotdeauna. A început cu Blandiana și a sfârșit cu Nichita Stănescu. Și zic, uite, ce, dacă știam, îi spuneam de atunci, să fiu eu mai feminină decât Blandiana, nu se poate, ea a cucerit și prin poezie, dar și prin feminitate de când a debutat. Deci am dat titlul conferinței, sau mă rog, aceste întâlniri care poate să pară derutant, exerciții de supraviețuire. Puteam să dau orice alt titlu care a fost pe o carte a mea. Dar exerciții de supraviețuire am spus pentru că la noi se pune problema supraviețuirii chiar de la o carte la alta. Fiindcă, în general, la prima carte se poate spune că e genial,
Și la a doua, dacă mai rămâi talentat, e bine. Și pe la a treia, a patra, dacă nu ești uitat, ești de-a dreptul fericit. Am spus asta când eram nominalizată pentru premiul Prometeus, împreună cu nume celebre din alte arte, că așa erau nominalizați, erau fiecare din câte o artă. De la teatru era Penciulescu, de la muzică era Stroie. Premiul a revenit lui Stroie și pe care îl cunoșteam, am făcut odată o seară nemaipomenită împreună cu el și cu Lucian Raicu și cu Sonia Larian, la el acasă, locuia în turnul primăriei și am ascultat toată noaptea Orestia și am vorbit și a fost o seară absolut extraordinară. M-am purtat cum se poartă între ei sportivi, în general tenismenii, care după ce s-au bătut două ore, s-au spâșiat că sunt niște sume mari premii, după aceea se felicită, fiecare își felicită adversarul. Deci l-am felicitat și eu pe Aurel Stroie, din toată inima, fiindcă era bun, merita să ia premiul. Și i-am spus lui Pleșu, care era șeful juriului, cu care eram prietenă, povestea asta, că mă bucur că după asta am mai rămas pe o listă cu nominalizații, fiindcă în genere până la ultima carte ești uitat, că la debut ești genial și după aia ești uitat. Și el a zis, pentru mine ești tot ca la debut, cu șarmul său personal. Mi s-a mai întâmplat pe urmă, ca după ce ani de zile, eram prietenă cu Lucian Raicu, a fost criticul care m-a susținut cel mai mult, era prietenul poeților. Lângă el creșteai ca poet, Manolescu te lansa mai puternic și te arăta publicului și publicul te ținea mai bine minte după ce te arăta Manolescu publicului, pentru că a avut întotdeauna locul principal într-o revistă. A fost susținut de Ivașcu și bine a făcut, era un critic important și a avut locul cel mai important și când scria la Contemporanul și după aceea la România Literară. Cineva chiar ne-a spus, un coleg mai rău de gură, zice, voi toți, zice, stați lângă Raicu, dar tânjiți după cronica lui Manolescu. Era ceva adevărat și în asta, iubeam pe Raicu și era apropiat de noi, era ca un poet al criticii, dar Manolescu te lansa mai tare, adică cu el făceai glorie, notorietate, cu Raicu făceai poezie și evoluai în aceeași direcție, nu te schimbai în funcție de vremuri. Culmea este că anul trecut, deci după 50 de ani de la debut, la care nu scrisese Manolescu și mulți ani n-a scris despre mine, a povestit colegilor care erau adunați în birou că am spus două poezii extraordinare, că am avut succesul succeselor la o întâlnire de la Iași. După 50 de ani, descoperise și el două poezii din vremea debutului, care ar fi fost foarte bune. Și am zis, uite, mai bine mai târziu decât niciodată ca alții, după 50 de ani, te uită, nu mai e. Și m-am simțit foarte onorată de acest lucru. Întorcându-ne la poezie, deci după ce am vorbit să vin aici și oscilam dacă să spună și actori sau nu, și am văzut spectacolul și el a spus din Nikita și din Blandiana și din Nikita la sfârșit, am zis, uite, poate să spună și poezie feminină, mai feminină decât a mea oricum, dar m-am gândit că în general, actorii mari au făcut foarte mult pentru poezie, au vorbit despre poezii mari, au citit, ei sunt mai apreciați, mai iubiți de public decât suntem noi, că stăm mai mult acasă, dar m-am gândit că dacă tot avea el ideea că nu poate să spună poezie feminină, mai exista o poezie foarte bună pe acea temă. Cred că știți la ce poezie mă refer, este una a Blandianei, celebră altfel, care începe cu ar trebui să ne naștem bătrâni, să devenim tineri, să fim mai în vârstă decât părinții noștri, părinții să fie mai tineri decât noi și în cele din urmă să ajungi cât bobul de mazăre, cât bobul de grâu, cât și care rodește în pământ, deci presupune a doua naștere. M-am gândit că înainte de a scrie Blandiana poezia asta, un poet mai puțin norocos, mai puțin celibru, dar de-a dreptul tragic, Marcel Mihalaș, scrisese o poezie pe aceeași idee a tragicului, a irreversibilității destinului omenesc. Ea era, se chema Întoarcerea soldaților și vorbea despre soldații morți în tranșee și spunea așa, văd ca un film viața lor, ca un film întors, văzut de la coadă la cap, în care se scoală din morminte,
ajung în tranșea din care au plecat pe front, ajung la etapa la care au purtat haina militară, ajung la etapa la care erau elevi și fumau nepermis, așa, la aia copilărie în care se urcau și se jucau într-un cais, și în cele din urmă poartă breton și basc, de-a bușelea se urcă în paturi și se nasc. Ideea era aceeași, poezia era foarte frumoasă. Dar a lui Marcel Mihalaș a fost uitată, că așa se întâmplă cu unii poeți. El a sfârșit proza, nu din cauza că a fost uitată poezia. Pe ideea urmăririi de către securitate a ajuns într-un spital de psihiatrie și în cele din urmă s-a sinucis. Lui Nichita îi plăcuse teribil această poezie. El făcea declarații de complezență, dar asta nu era, pentru că el însuși avea niște poezii foarte frumoase despre soldați. Era poetul ca și soldatul, nu are viață personală. Iar pe crucea lui a pus să se scrie: poetul este o pată de sânge care vorbește. Deci el avea legătură cu tema asta și m-am gândit că poate uneori mari actori care spun frumos din Eminescu, din Blandiana, din Nichita, ar trebui să recurgă și la câte un poet care ar merita amintit măcar o dată. Acum tema se potrivea, că toți sărbătorim 100 de ani de la război și poezia era și frumoasă, apreciată teribil de Nichita, care a citat-o de mai multe ori, și de Lucian Raicu, care era unul dintre criticii cei mai apropiați de poezie. După aceea am zis că și el și eu am avut dreptate, și eu și Caramitru am avut dreptate, că poate nu e bine să amestecăm poezia. Eu am zis că este destul de greu să unești, că poeții au un stil, iar actorii altul, că ei au voci cultivate, ale noastre sunt mai din topor, fiecare din zona din care am venit, și poate e bine să se audă și poezia spusă de poeți din când în când, că ei o spun așa cum a scris. El a simțit că i s-a luat o piatră de pe inimă, că a spus că mulți poeți se plâng că actorii le strică versurile. Eu nu cred că e așa. Actorii mari te fac notoriu, criticii te traduc și ei în felul lor pentru publicul care citește, iar în afară ești tradus într-o altă limbă pentru unii care vin și ei să vadă cum arată un poet din altă țară. Eu tângeam la început, eu n-am avut deloc succes la prima carte, și tângeam după faptul că colegi de-ai mei de generație, care au debutat înaintea mea, cum era Blandiana, cum era Nichita, nu prea avea mania plecărilor, erau lăudați și când se întorceau de unde a fost, se dau o notă în România literară, se spia cum au cucerit Parisul, Londra, nu știu ce. Și eu spuneam, mai în glumă, mai în serios, că eu n-am reușit să cuceresc nici măcar satul meu. Pentru că acolo oamenii care aveau probleme de sănătate îl iubeau cel mai mult pe doctorul Eugen Proca, și intuiția lor de oameni simpli a fost foarte mare, că acum aflu din toate cărțile oamenilor din profesia lor, că a fost creator de școală, că a făcut... Asta știam, că făcuse primul transplant în niște vremuri foarte grele, primul rinichi artificial, primele centre de dializă, și că practic a salvat mii de oameni de la moarte. După Proca, cel mai iubit era Aurel State, văr cu Proca, mamele lor erau surori, care a fost prizonier în URSS, a trecut prin toate lagările și prin toate pușcările din România după aceea. Și pe el îl iubeau oamenii mai în vârstă, care se apropiau de etapa la care trebuie să treacă la Dumnezeu în lumea cealaltă, și îl iubeau ca pe un sfânt, fiindcă toate lagărele și toate suferințele nu l-au înfrânt, rămăsese la fel de demn. Și când cineva a intervenit să vorbească despre cel care a fost ministru în vremea comunismului, vorbindu-l de rău că nu s-a ocupat de fratele, de vărul său, ar fi trebuit să se ocupe mai mult, eu m-am revoltat. Eu fusese în prietenă cu cel care a fost prizonier. Pe Proca l-am cunoscut puțin, pentru că era plecat de multă vreme din sat. Și am zis că nu e normal să te substitui și să vorbești în numele unui mort, fiindcă el nu vorbea niciodată în ideea că vărul său a fost ministru în vremea comunismului. După 90, despre Proca s-a spus de bine doar că a fost singurul care a avut curaj să-l contrazică pe Ceaușescu, și Ceaușescu i-a spus că
Nu, n-ai înțeles că un om ca mine se naște la 500 de ani odată. De fapt, aia era un flac. Viața lui a fost aceea cărții, a obținerii niște rezultate nemaipomenite într-un domeniu în care noi eram destul de în urmă și că el merita tratat mai bine de oamenii cu mai multe pretenții decât de țăranii din satul nostru. Acum v-am spus că eu nu am avut succes la vremea debutului și că, în genere, când ești debutant, chiar vrei să ai succes. Dar faptul că mi se recunosc acum niște cărți scrise cu 50 de ani în urmă, mă bucură. De aceea am să încep lectura cu o poezie scrisă de acum 50 de ani, cu care mă laud că a rezistat. Nu criticii cei mai importanți au dat diagnosticul bun. O poezie care era destul de copilărească, tinerească așa, se chema Rugă. Mă rog de tine, băiat curajos, încercat pe zidul morții în bâlciul copilăriei, nu umbla să mă smulgi de la zmeul cu 7 capete ca să câștigi o parte a împărăției. Eu am venit de bunăvoie aici, am șters vatra împenjenită, am frământat de 2 ori pământul și am umplut cuptoarele cu pită. Apoi am rupt-o țărănește pe ștergar să iasă aburi calzi și a simțit din depărtări și în locul buzduganului vuia ca uraganul mirosul tras pe cele 14 nări. Îl așteptam să aflu gustul pâinii și numai după bătaia inimii am înțeles că e bună, că până la piept era îngropat în pământ și de la umeri în lună. O, toate fetele acelea din poveste, care de teamă v-au urmat mereu, când e atât de simplu și de omenește, să încerci odată să iubești un zmeu. Titlul cărții era Pasărea tăiată, apărut în 1967. A doua poezie era chiar cea care dă titlul cărții, Pasărea tăiată. M-au ascuns bătrânii, după obicei, să nu uit de frica pasării tăiate și ascult prin ușa încuiată cum se tăvălește și se zbate. Strâmb zăvorul șubrezit de vreme ca să uit ce-am auzit, să scap de această zbatere în care trupul mai aleargă după cap. Și tresar când ochii, împietrind de groază, îi se întorc pe dos ca să albească și părând că zboabe de porumb, alte păsări vin să-i ciugulească. Iau cu o mână capul, cu cealaltă restul și le schimb când mi se pare greu, până nu sunt moarte, să mai stea legate, cel puțin așa, prin trupul meu. Însă capul moare mai devreme, ca și cum n-a fost tăiată bine și să nu se zbată trupul singur, stau să treacă moartea în el prin mine. Cartea a apărut cu o prefață a lui Ștefan Augustin Doinaș, foarte generoasă, dar care punea un diagnostic greșit, adică în opinia lui eram poetă bucolică. Cel care a avut un diagnostic foarte bun la vremea aceea era Gheorghe Grigurcu, care abia devenise, fusese în învățământ la Oradea și devenise critic al revistei Familia, care la vremea aceea era o revistă foarte bună. El avea mare respect pentru Doinaș, dar l-a contrazis totuși că în profesia asta trebuie să spui ce ai de spus. Și a spus că nu este poezie bucolică, dimpotrivă, e poezia fetei care s-a îndrăgostit de zmeu, poezia bucolică în baladă nu se întâmplă asta, și este Pasărea tăiată, este o poezie puternică care vorbește despre faptul că viața și moartea trec prin sufletul poetului, dintr-o parte în alta, și că, de fapt, toată poezia mea este pătată de sângele acestei zburătoare. Mențiune pe care a preluat-o pe urmă toată presa și el și-o menține și acum, după 50 de ani, a reluat într-un număr care mi-a fost dedicat de revista Vatra, a reluat textul de atunci și bine a făcut ca să se știe că erau și oameni care vedeau lucrurile altfel decât criticii, care erau cei mai importanți puși pe locul cel mai important. De la cărțile următoare am început să am o presă mai bună, contează cine dă tonul primul, la cartea a doua, care se chema Către Eronim, în care încă nu-mi găsisem tonul,
Începea tot cu lucruri care erau din plecate de la amintiri din copilărie, dar care duceau în cu totul altă parte. A scris Eugen Jebelenu. Era o poezie acolo care se chema Boul jupuit. Mulți au zis, fata asta venită de la țară o ia tot cu boul jupuit. El a fost singurul care a înțeles că de fapt era o trimitere la boul jupuit al lui Rembrandt și că de fapt textul avea un rafinament de alt tip decât cel care era la moda zilei. Eram venită dintr-o zonă în care am avut, deși era un oraș de provincie, am avut un profesor extraordinar de limba română, îl chema Haralambie Pâslaru, care detesta poezia aceea scrisă pe lozinci, pe teme, adică ziceau că, de fapt, cum e făcută cartea de citire de literatură, este pentru elevii mediocri, că era pe teme așa. Poezie despre agricultură, despre industrie, despre naționalizare și el ne învăța că pe ăla le putem citi înainte de examen, dar noi să citim poezia adevărată și să nu ne luăm după acel optimism mincinos și de paradă. Deci mergeam împotriva curentului, fiindcă nu aveam optimismul zilei. Poate a fost și motivul pentru care am fost receptată mai greu, fiindcă atunci trebuia să fiu optimist, adică eu nu eram, pe vremea nu scriam poezie politică, era o perioadă de relaxare, era înainte de anii 80, după aceea a venit greul, dar nu, eram învățată că poezia aia optimistă e falsă. Îl cunoscusem între timp pe Emil Bota, care a fost foarte bucuros când a citit această poezie, Pasărea tăiată, și a vrut să mă cunoască, îl cunoscusem pe Emil Bota și el avea îndoiel și la vârsta lui, după vreo două, trei decenii de tăcere și detesta ca și mine optimismul și m-a luat sub aripa lui tocmai pentru că nu semănam cu ce se scria atunci. Dar am să vă citesc una din poeziile de trecere într-o carte și alta care, despre care s-a scris foarte mult la vremea respectivă. Ea se cheamă Ursul. În iarba înaltă, de pe munte, cu trupul încolăcit ca șerpii, când ies de se încălzesc la soare, și înlemnită de durere, aștept să vină iarăși ursul, să se aplece peste mine și să rămână așa o vreme, să mă miroasă în tăcere, să vadă că sunt încă vie și că aș vrea să mă fac bine, să înceapă să mă calce alene din umeri până la picioare, să-l simt alunecând pe coaste și îngenunchind fără să vrea și să coboare iar pe iarbă atunci când știe că mă doare. Să urci apoi din nou pe șirea spinării încet până la gât, să aud vertebrele trosnindu-mi sub dreaptă laba lui de fiară și să nu pot țipa de teamă că în timp ce trece peste mine, ca să mă vindece, strigându-l, el ar putea să scoată o gheară. Să-mi lepăd forma femeiască de șarpe încolăcit la soare, să afle ursul că se mișcă, pământul pe care mă îndrept ușor sub greutatea lui, și tremurând să se încovoaie și să mă încolocesc din nou, să gem tăcută și să aștept. Apoi să vină vindecarea, să ies din iarba tăvălită și să mai simt o vreme trupul înfierbântat de pașii grei, iar ursul să se îndepărteze, călcând încet peste pământuri, de parcă ar merge mai departe pe umerii unei femei. Încă epoca avea stângăcile vremii aceleia, poezia mea a fost respinsă, la mine au ajuns două motivații. Una era că ursul ar fi URSS-ul care a pus laba pe noi, ceea ce n-avea nicio legătură. Și a doua era că ar avea trimiteri sexuale, dar Cezar Baltar, care era șeful secției de poezie, s-ar fi jenat să-mi spună. Într-adevăr, el era un poet bun, dar foarte suav și fără găselnițele de acum sexuale care sunt pe toate drumurile. Întâmplarea a făcut ca ulterior un profesor de engleză să le dea poeziilor la școală să traducă poezia asta. Și un tată mai comunist așa s-a dus la partid și a spus că le dă să citească poezie sexuală. Mă gândesc ce ar face tatăl acela acum în zilele noastre când copiii din clasele primare scriu poezie despre sex, dar directă, nu așa că se poate face o trimitere. Deci asta era din faza în care treceam de la o etapă de poezie la alta. După aia am scris într-o formă mai directă, o poezie care a prins mai bine la public, pentru că era cu adresări directe, fără simboluri. Doarme Eronim,
cu capul pe brațele mele și cu ochii deschiși, e târziu și mi-e frică să-i scot brațele de sub cap și e liniște și mă plec către el. Ai un ochi de sticlă, Ieronim, e puțin mai albastru decât celălalt și puțin mai rotund și puțin mai adânc și are valuri în el ca icoanele vechi. În centrul lui stă golul, asemenea pupilei, și pare în urma plânsului și este atât de rece că încep să tremur. Ieronim, mi-e frică, scoală-te, Ieronim. Dar el stă mai departe, cu capul pe brațele mele și doarme cu ochii deschiși și visează că nu se mai trezește și strig către voi, liniște, vă rog, liniște, doarme, Ieronim. Tot din cartea asta, Apa morților. Ieronim, astăzi am umblat prin câmpie și am văzut prima oară apele morților și am alergat către ele și în mijlocul lor te-am văzut dezbrăcat pentru scaldă. Parcă vroiai să te acoperi și nu știu cine îți furase hainele de pe mal și cum mă apropiam către tine, de rușine fugeai cu ape cu tot. Și îmi părea tare rău că fugi, Ieronim, căci bănuiam că de rușine fugi, fiindcă în apa aceea prin care umblai, mari semne se vedeau pe trupul tău. Și mă uitam la semne și fugeam după apa morților prin câmpie. Ce frumos bărbat erai, Ieronim, și ce rău mi-a părut că nu pot să te ajung. Ca și data trecută, până îți găsești rostul pentru alte carte, teme cu acest personaj a apărut și în cartea viitoare, care se chema Inima Reginei. Un poem se cheamă Fiul lui Ieronim. Pe un perete sta fiul lui Ieronim, lipit de zid la mine se uita. De ce te uiți, fiul lui Ieronim? Am strigat. Tăcere s-a auzit și nimic altceva. Restul pereților erau negri și goi, dar el, suflarea mea, o asculta. Cum te cheamă, fiul lui Ieronim? Am șoptit. Tăcere s-a auzit și nimic altceva. Ochi de lumină avea fiul lui Ieronim, privirea lui în noapte fulgera. Nu poți închide ochii? Am întrebat plângând. Tăcere s-a auzit și nimic altceva. Fântână. E seară, iubite, nor lungi de întuneric, pe culmile albe încep să coboare, o lume de apă încet își arată șuvoaiele ei trecătoare. Prin lumea de apă, femeia pierdută, asemenea chipului meu din fântână, cu cât îmi plec fruntea, cu atât se ridică din marea și blânda țărână. Și atunci când chipul meu trece în apă și fața mea pală în ea se oprește, pe chipul meu ud ca de o ploaie eternă, figura de umbră șlipește. Privește-mă bine, iubite, e seară și stăm rezemați de fântână și în lumea de apă stă chipul de moartă ce întinde spre mine o mână. Trecere. Iarăși văd trupul reginei din bucăți făcut, iubite, și când tu îl porți pe umăr, mâna dreaptă îi se pierde și se pierde mâna stângă și se pierde tâmpla rece și se pierde însuși ochiul ce mă așteaptă în iarba verde. Și o trec pe urma ta și adun brațele pierdute, fruntea albă, părul galbin, ochiul tulbure și rece, iar când toate s-a așezate înapoi, precum au fost, să le dau din nou suflare, sufletul în ele îmi trece. Mi se face tâmpla rece, mi se face gol în frunte, glasul meu își uită gura împietrită care îl poartă, astfel, una câte una, părți din mine s-au pierdut și începe să le adune în viatul trup de moartă și le pune cap la cap și apoi suflă peste ele și le dă înapoi suflarea și așa, până târziu, trupurile noastre blânde în tăcere se arată înaintea ta, iubite, unul mort și unul viu.
din volumul Crini pentru domnișoara Mireasă, apărut în 1973. Nunta. E ziua sfântă a nunții, Mireasa trece blândă, în carul ei de nuntă, cu cai albi în spume, văd crinii de pe brațul ei și tremur ca un nuntaș din altă lume. Un joc imens începe, o horă cât pământul, se învârtește lină, aproape ca stat. Eu urmăresc Mireasa cuprinsă în ea și îmi pare că voalul ei și crinii deja au înghețat. Biserica e deschisă, urmează cununia. Încremenită pierd altarul din priviri, același trup de miel de 2000 de ani se mistuie în pieptul pereților de miri. E liniște de plină, stau miri îngenunchiați și parcă lumea piere și parcă nu mai sunt, o altă nuntă pare să fie așteptată de sufletele strânse la templul din pământ. Același voal subțire s-a scos din vechea ladă, zâmbesc tăcuți copiii pe piatra cenușie, aceeași horă lină a început, dar nimeni nu știe că urmează aceeași cununie. Miros de crini se simte în aerul fierbinte, e singură mireasa în carul ei și plânsă de unde a venit Doamne și unde este dusă și în cântarea asta de ce se duce însă. Crini pentru domnișoara Mireasă. Crini pentru domnișoara Mireasă, crini albi și cărnoși, cum n-am mai văzut, ca și cum nunta veșnică acum a fost descoperită de un mire tânăr și neprefăcut. Ce purtați, domnule mire, în buchetul cu trei fire, în buchetul cu trei fețe dumnezeiești, ca trei flori de crin aduse de foarte departe pentru nunta din povești? Domnul mire nu poate să răspundă, domnul mire zboară peste nori, în tăcere, domnișoara mireasă sărută cele trei flori, ca și cum n-ar fi flori de crin, ci fețe sfinte cu adevărat. Ce purtați, domnule mire, în buchetul cu trei fire, care trupul miresei l-a înviat? Poate nu este el. Am găsit trupul tău înjunghiat pe la spate, altfel ar fi fost mult mai greu. Scot cu spaimă cuțitul și șterg plăselele de aur pe pieptul meu. Doamne, strig, poate nu este el, poate este doar chipul lui de pământ, poate sângele nu este chiar sânge, poate sufletul său pe câmpie o fi cântând. Poate păsările cântecul lui îl ascultă, de ce tac păsările pe câmpie? Poate și ele sunt din lut, făcute doar pentru magie. Poate că moartea vine abia acum și caută în taină ființa ta cea sfântă, după al cărei chip am fost alcătuiți. Poate că pasărea eternă cântă. Din volumul Ardere de tot, apărut în 1976. Și totuși cât aș vrea, ci iare sufletul desprins de trup, acea adiere nespus de ușoară, pe care, uneori, în nopțile foarte lungi, începem să o vedem cum apare, ca prima jumătate a unui guștere care speră că îi va crește iarăși cândva coada în care încă mai simte când și când o lovitură de pe când era. O, ce trist trebuie să fie atunci când te doare chiar partea pe care nu o mai ai și când rănile adânci care se simt în ea pot să se vindece numai în gând. Și totuși, cât aș vrea să văd odată un suflet, să-l țin în palmă ca pe o pasăre și să zic, e sufletul omului acela care sta lângă noi sub soare și din care mă temeam că n-a mai rămas nimic. Lumină până foarte departe. Lumină până foarte departe, pe pământul cald peste care plutești, se văd femei aducând ramuri de măslin și se vede un suflet în care privești. Stă în fața ta, fără să spună nimic, pare dus foarte de mult și pare să fie întors anume să ia sufletul tău și să-l treacă peste apa vie până acolo unde nu se mai vede decât trupul nemișcat al celor plecați și umbra corăbiei lui Utanapishtim cu idolii de piatră sfărâmați.
lumină până foarte departe, privesc către tine ca și cum curând am să mor, undeva după ce am să trec de lumea aceasta, văd încă spaima ta și a tuturor. De-am trece și iarăși mă apropii și aștept și nimeni nu vine înapoi, se vede hotarul și-aș vrea să-l trecem măcar câte doi. Tu mergi ca și mine într-acolo, simt iar în tăcerile lungi că parcă ajungi înainte și parcă te bucur că ajungi. De-am trece măcar câte doi, legați între noi cât de cât, să nu fim chiar singuri de tot, să nu ni se facă urât. Extaz. Un aer dulce cu miros de plante, un fel de amețeală ciudată, rătăcită printre ierburi vrăjite, credeam că am să pierd dintr-o dată. O clipă am simțit că mă ridic încet de pe pământ și mi-era teamă, plângând mă rugam să mă ferești de acel glas ciudat care mă cheamă. Știam că n-am să mai ajung nici când pe pământul de pe care urcam foarte lin, luată de cineva de sus și dusă de vie în lumea celor care nu mai vin. Nu plânge. Nu plânge în mine moartea mea cu cap de miel. Trupul meu îți mângâie botul încă ud și părul meu îți șterge în tăcere urechile în care se aud cuvintele sufletului meu desfăcut de trup și ieșit în grădina lui ca o iarbă crudă pe care numai tu o faci să răsară și numai apa veșnică o udă. Ridică-ți doar glasul în semn că ți-e foame și râul cald de lapte va curge lin și dulce în acest rai în care te țin în brațe cu bună știință ca pe un prunc ce așteaptă să se culce. Nu plânge moartea mea cu cap de miel, căci însă îți voi așeza botul la pieptul meu și te voi dezmierda în tăcere o vreme și doar apoi voi adormi și eu. Și iarăși mă tem că nu voi mai fi deloc. Un animal imens mă caută cu botul. Cine ești tu, îmi vei spune și voi răspunde ca Obermann, pentru univers nimic, pentru mine totul. Suflete al meu, de ce nu pot eu crede că vei umbla aievea încărcat cu poveri pe urmele vieții mele care va fi trecut și că-ți vei aminti ce-a fost ieri, plătind într-un fel ca semn că existi, iar apoi, mulțumit pentru ce vei plăti, ți se va ierta de 7 ori câte 7 întreaga îndoială din această zi și vei fi vărsat ca Iona pe celălalt mal, numai pe jumătate mistuit și te vei bucura că ești încă viu și vei lăuda botul care m-a înghițit. Cineva m-a întrebat odată că eu scriu foarte mult trist și foarte mult despre moarte, că dacă n-am și vreo bucurie, dacă n-am avut. O să vă spun un cântec de bucurie și o să vă spun că bucuria mea cea mai mare a fost că am reușit să rămân eu însă și că n-a fost ușor pentru că am străbătut vremuri grele, vremuri diferite și că dacă am ceva de spus în această privință, îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru ce m-a ajutat să fac și pentru ce m-a ajutat să nu fac. Fiindcă au fost vremuri în care am fost forțat să facem ce nu vrem noi și am reușit să trec printre ele fără să-mi fi călcat în vreun fel credința mea în Dumnezeu, în lume, în poezie și fără să fac lucruri pe care nu trebuia să le fac. În drumul furnicilor. Am trecut peste o poezie uitând că n-am spus-o de fapt. Pereche, cântec de bucurie, pereche cu îngerul meu de pază, urcasem pe arca numai perechi și trecusem urgia și eșuasem în ținutul acela străvechi în care oamenii își puneau dorințele în măruntaiele păsărilor și în pământ ca semințele. Acolo tu îmi aduceai pe furiș ouă de vrabie
pentru masa de dimineața și lapte de cuc pentru seara și bucurie pentru toată viața și mai ales multă tristețe pentru ce nu putea ține până la bătrânețe. Totul se petrecea în mare taină, ne trezeam că peste noapte au înflorit gutuii, vrăbile nu știau când le furai ouăle, noi nu știam că răpitoarele scoteau puii pe acoperișul nostru, ne bucuram de pământul pe care ieșuasem și de cerul sub care așteptam. În drumul furnicilor, întreg pământul era un mușuroi, furnicile ieșiseră la soare și fierbeau în țărâna încinsă înainte de ploaia răcoritoare. Adormisem undeva în drumul furnicilor și visam că voi fi ocolită când deodată au început să treacă peste mine cu pasul lin de cale nesfârșită. Noi, furnicile, spunea regina furnicilor, ne știm bine drumul prin mușuroi, iar eu cu spaimă răspundeam încet, și noi, regină, și noi. Atunci m-a luat în spate ca pe un sac și aș fi vrut să fie cineva viu să-mi spună dacă ea creștea atât de înfricoșător sau eu mă micșoram fără să știu. Undeva deasupra, și iarăși mă aflu undeva deasupra vieții mele și o pot privi ca pe ceva încheiat. Dumneavoastră ați fost fără speranță, îi spun, și ea se miră cum de s-a aflat în lumea de dincolo în care a ajuns, fără nicio plângere de prisos, despre lipsa de sens pe care o simțea ca pe o ceață care pătrunde până la os. Dumneavoastră ați fost fără speranță, repet, același ochi apăsător vă privea din răcoare, de unde erați așteptată de totdeauna, ca dintre lucrurile trecătoare. Dar numai cuvintele sufletului meu, pierdut în sufletul întregului, îmi dau ocol de parcă s-au rostit într-o celulă veche a unui creier îngropat în gol. Dumneavoastră sunteți fără speranță, adaug, moartea însăși nu a fost decât o repetare a rătăcirii din lumea care nu era tocmai reală, într-o rătăcire și mai mare. Două poezii am să spun dintr-o carte de suflet personală pe care am scris-o ca un exercițiu de vindecare, nu m-am gândit dacă e poezie sau nu, după ce a murit sora mea, care au fost scrise, publicate sub titlul Sora mea de dincolo. Sora mea, împărăteasa. Sora mea, împărăteasa, s-a supărat pe noi și a luat coroanele și a plecat, dar mama și tata cred că va veni înapoi. O să vină sigur, zice tata, cum să te duci dintr-o împărăție în alta, încălțată în papuci. Dar mama e suflet de femeie, ea simte că fata ei nu poate veni cu coroana pe cap și în papuci în plină zi. Va veni la noapte, zice mama, va veni mâine, zice tata, numai eu știu că sora mea s-a dus și gata. Eu am văzut locul pe unde a trecut, acoperit cu cele 7 coroane, astfel încât părinții să nu-l mai știe și am dat de urma papucilor ei în cealaltă împărăție. Și una, rochia ta roz. Am văzut rochia ta roz pe o fată tânără, pe care venea foarte bine, și am văzut-o pe mamă o clipă, uitându-se la ea ca la tine. Trebuie să-i mai dau ceva, mi-a spus, azi noapte am visat că era frig și am vrut să o strig, să ia ceva pe ea și n-am putut să o strig. Se ducea grăbită, așa cum se duce, fata asta pe drum și era îmbrăcată cu rochia cu care este ea acum. Dar parcă nu mai era a ta, am șoptit cu greu, și ea a întors capul și mi-a zâmbit, parcă eu dădusem cuiva și m-am trezit, gândindu-mă cui am dat eu rochia asta, care atât de mult îi plăcea, că umbla și pe acolo îmbrăcată cu ea. Din volumul Linia vieții, deșert. Atunci când unul dintre noi nu va mai fi,
când pentru cel rămas singur va fi foarte târziu și va aștepta să se culce pe un pat din tinere ramuri, între cele două lumi se va face pustiu. Vom trece prin pustiu, cum trece o cămilă, nu prin urechile acului, ci prin pustiu, ne vom sprijini pe propriile noastre cocoașe și vom bea însetați din izvorul viu. Deșert și deșertăciune e totul, vor spune cei care ne vor vedea, dar noi nu vom aștepta să ieșim din deșert și așteptarea noastră nu va fi grea. Vom fi doi dromaderi care se caută unul pe altul și vom călca prin nisipul încins, fără jale, știind că deșertul pe care îl străbatem e singura noastră cale. Și am să mai spun câteva poezii din Urcarea Muntelui, o carte care s-a potrivit cu vremurile și a fost receptată mai bine decât mă așteptam eu, după ce am așteptat mult, după ce a fost scoasă din circuit de cenzură, după ce a pătimit pentru ea directorul editurii care a fost pedepsit că a publicat-o. Coșmar. Întreg orașul era plin de morți, ieșiseră pe strada principală, așa îmbrăcați în hainele de gală, pe care, cât ești viu, nu prea le porți. Treceau râzând și nu-i puteam opri, păreau că nu mai înțeleg deloc, că sunt prea mulți și nu mai este loc și pentru cei care mai sunt în vii. Ne înfricoșa grozav fantasticul delir, dar stam și ne uitam, uimiți ca la paradă, căci fiecare aveam pe cineva pe stradă și n-am fi vrut să fie închis în cimitir. O crimă săvârșită pe strada principală. O crimă săvârșită pe strada principală, în amiaza mare, o crimă oribilă și nimeni nu plânge și nimeni nu strigă și nimeni nu pune mâna pe criminal. Eu însă stau aici și scriu versuri, ca și cum versurile mele ar putea opri o crimă ce se face pe strada principală în plină zi. O, când voi lăsa totul la o parte, să ies în stradă și să strig cât pot, s-a petrecut o crimă, puneți mâna pe criminal, puneți mâna pe mine, complicele. Nu pot să mă plâng, nu pot să mă plâng de foame, hrana mea din ceruri vine, dar mi-e teamă pentru zeul ce se va hrăni cu mine. Sunt prea neagră, sunt prea tristă, jertfa mea poate să-i pară și mai slabă decât este, și mai rea și mai amară. Sângele ar putea să-l verse într-un câmp frumos cu maci, carnea ar putea rămâne să se împartă la săraci. După ce am publicat în Viața Românească poezia asta, am primit o scrisoare de la Rohia, de la Neșteinhardt, care a analizat-o prin Euharistie într-o formă extraordinară, de care m-am bucurat și de care mă bucur și acum că există și a fost tipărită în niște cărți și comentată de alți autori. Tot din Urcarea Muntelui, o poezie dedicată lui Virgil Mazilescu, un prieten la care am ținut foarte mult, care, în opinia mea, s-a sinucis, a cărui moarte lentă a fost, de fapt, o sinucidere în ideea că nu se mai poate schimba nimic. Trata lucrurile care, într-un fel în care din afară părea că le tratează ușor, în realitate el chiar nu mai putea suporta. In Memoriam lui Virgil Mazilescu. Plouă, acum Virgil începe să bea apă și face teorii că apa nu era, știa el foarte bine ce băutură este și câtă vreme va avea să o bea. Și totuși se grăbea să-și ia tainul său, poate era mai sete decât ne este nouă, poate văzând cum totul se duce, s-a temut că va veni o vreme când nici nu o să mai plouă. Poate că a prins chiar ceasul pe care l-aștepta, poate că în sfârșit se răcorește și urlă tot ce-i trece prin cap, ca la beție, sau poate acolo, tace ca un pește, fără a fi silit și este mândru, cum nu a mai fost nimeni niciodată, că lui, numai așa, i s-a turnat pe gât apa de ploaie ca
care ne-a fost dată. Cenzura ajunsese la niște subtilități pe care cei de acum nu le înțeleg. De exemplu, la poezia asta, ca să apară, că nu vreau să o retrag, fiindcă era dedicată totuși unui prieten mort, ar trebui să schimb ultimul vers. Să spun, i-a fost dată, că atunci se pierdea caracterul social, ne-a fost dată apaia de ploaie tuturor, nu numai lui, dar se pierdea caracterul social și rămânea un prieten că îi plăcea să mai bea și deci apa de ploaie a fost dată lui, nu nouă tuturor. Și acum există greutăți la traducere, fiindcă în alte limbi nu există, nu se știe ce înseamnă apă de ploaie, nu există această expresie, nu înseamnă nimic, nimicul care ne-a fost dat practic. Dar e destul de greu să găsești în limbajul respectiv, în cultura respectivă, o expresie care să poată să redea poezia așa cum este. Pare simplă, dar uneori poeziile simple se traduc foarte greu. Melancolie, o poezie scrisă după 90, în care n-am mai publicat nicio altă carte, au mai existat vreo 50-60 de poezii pe care le-am pus în antologii la sfârșit sub titlul După învierea lui Lazar. Melancolie, încremenire de trupuri tinere într-o mișcare care nu se mai vede, n-a fost să fie, îmi spun, și cuvintele se îngroapă în mine ca într-un pământ al nimănui. Cineva pune deasupra o lespe de grea, pe ea nu-i niciun nume, mormântul cuvântului care nu ajunge la țintă, mormântul pur și simplu învăluit în cea mai neagră uitare. Au putrezit cele patru scânduri, cele patru mâini și cele patru picioare ale monstrului care a înviat a treia zi. Sunt singură și mă gândesc că noi toți suntem fiii aceluiași mare dezastru. Sunt singură și mă uit la voi cum vă bateți pentru întâietate peste cei 1000 de morți care nu mai sunt avuți în vedere de nimeni. Înapoi către țara promisă. Din când în când strigătul tău trece prin lespedea de pe mine, simt asta după cum se ridică mușchiul verde crescut pe ea în toamna putredă care s-a dus și primăvara când încolsește iară speranța. Umblu ore în șir prin cimitirul acesta în floare, sunt liberă să umblu cât pot, sunt liberă să mor chiar aici, la fața locului sau între cei patru pereți ai mei unde am așteptat buna vestire. Prea sunt liberă, Doamne, îmi spun, în vreme ce umblu asemenea unui mort proaspăt ieșit din mormântul lui care nu mai știe ce trebuie să facă. Noroc că timpul trece oricum, fie că alerg toată ziua ca o furnică, fie că mă hrănesc doar cu mana căzută din cer, în vreme ce străbat, înfricoșată, pustiul acesta înapoi către țara promisă. Și ultima, istoria se repetă. Istoria se repetă, Iisus și-a dus crucea, așa cum și-a dus Isaac legătura cu lemne, așezată pe umerii săi de bătrânul Avraam, numai că fiul tău nu putea să fie înlocuit ca al lui cu berbecul pregătit pentru jertfă. Cu privire la mult trâmbițata înviere a morților, nu se mai suflă o vorbă, dar ei au înțeles din instinct că ea se apropie. Mișcarea lor aproape imperceptibilă mă face să mă clatin pe picioare, un curent viu împrăștie aerul apăsător. Cine ești tu, frate, și cum te-ai ridicat și peste firea lor și peste acelorlalți? Răsuflarea ta rece ne-a înghețat inimile, iartă-ne nouă frica noastră, cea de toate zilele, iartă-ne nouă frica. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să ascultați cineva. Nu știu cât timp ne-a rămas pentru întrebări. A rămas aproape o oră. Mulțumesc, Ileana Mărăncioiu, pentru această lungă clipă de emoție, de frumusețe, de profunzime. Am să încep prin a te contrazice,
pentru că facem parte din aceeași generație de 60-ști, și 60-ști sunt numai scriitori. Apariția ta a fost pentru noi, pentru generația mea, un moment de mare iluminare, aș zice. Am descoperit atunci când se scria, erați câțiva care scriați altfel, se scria realist, socialist și așa mai departe. Din fericire, generația noastră a fost o generație, în general, unită. Erați studenții de la litere, de la filozofie, erau cei de la conservator, cei de la arte plastice, cei de la teatru, care ne petreceam viața împreună și ne bucuram unii de bucuriile celorlalți. A fost o epocă grea, teribil de grea și totuși, din punct de vedere uman, teribil de frumoasă. Aș vrea să spun că poate pare prea trist sau prea egoist doar din punctul meu de vedere un lucru. Noi am avut noroc că am apărut într-o perioadă de relaxare. Poeți foarte buni, cum sunt Ana Blandiana, Nichita, cum erau Ana Blandiana, Nichita Stănescu, Gabriela Melinescu, au deschis un drum pe care am mers și noi. Ei au pătimit într-un fel că au plătit tributul acela cu care nu ți-a părea cartea dacă nu îl plăteai. Au avut și avantaje, că oficialitățile i-au luat ca atare, au sperat că vor face ce vor ștabii, i-au pus în cărțile de școală, le-au dat voie să călătorească, cu timpul i-au contrazis. Au făcut cu totul altceva decât au sperat cei care i-au promovat. Au avut avantajul că au călătorit. El este un avantaj, da și nu, fiindcă nu prea câștigi foarte mult. Eu care suferam că nu eram trimisă nicăieri, când am plecat prima dată, trebuie să te propună cineva și acel cineva să aibă mai mult credit decât tine ca să te, în vremea aia când se obținea viza foarte greu. Prima plecare a fost în Iugoslavia, care era încă Iugoslavia, nu era prea făcută ca acum. Și am citit în mai multe locuri, aveam puține poezii traduse, eu trebuia să citesc în limba română, cum se întâmplă de obicei, și un actor sau un coleg de acolo cita în limba din țara respectivă, că erau și croații și sârbi și din zona respectivă. Și pentru că aveam sentimentul că degeaba citești, că e doar așa un fel de a face prezență, pentru că ei tot nu înțeleg ce spui, eu spuneam cam tot timpul aceeași poezie, care era Pasărea tăiată, pentru că era scrisă de curând. La un moment dat, ei spuneau poezii tot timpul și când îți dădeau să mănânci și când te despărțeai pe aeroport, era o țară care avea festivaluri de poezie și în care erau infinit mai fericiți decât le-a fost dat să ajungă după o vreme. Și tot spunând aceeași poezie, la masa de final am zis, hai să schimb și eu, că s-or fi plictisit și oamenii ăștia chiar dacă nu înțeleg ce spun. Și am spus altceva. Și atunci un poet de acolo a zis, te rugăm să mai spui încă o dată poezia aia frumoasă, cu vocale multe. Și atunci am înțeles ce degeaba călătorim noi și ne facem iluzia că acolo am fost ascultați, că am fost aplaudați, că îi aplaudă, indiferent cât înțeleg și cât nu înțeleg. Și am început să nu mai am complexul ăla că n-am călătorit, că nu se știe, că acele călătoriți dădeau sentimentul că ești cineva, erai trecut de pe o listă pe alta, că auziseră de tine și tot îți făcea iluzia că tot știu ce-ți scrii tu, nu știa nimeni nimic. Cu impresia asta am rămas multă vreme și am început să mă bucur foarte mult când citesc în țara mea. Și am zis că nu voi pleca niciodată, nu din motive politice, ci din două motive. Unul, că părinții m-au crescut greu și n-aș vrea să plec și să-i las în gâri la bătrânețe. Și a doua, că eu cred că literatură scrie în țara ta și că e foarte greu să scrii și să progresezi undeva unde nu înțelege nimeni, de la prima poezie trebuie să ți-o traducă cineva ca să înțeleagă ce spui tu și ce vrei tu pe lumea asta. Mulțumesc! Ne mai leagă ceva. Profesorul de română. În anii aceia, cărțile de literatură erau cum erau. Ca și tine, am avut o profesoară de română
Lăudată să-i fie memoria doamna Grațiela Ștefan, care în mijlocul orei în care preda pe Atoma sau Eius de Înfarine, spunea, acum închideți caietele. Și închideam caietele și doamna ne citea din Blaga, care era interzis, din Goga, care era interzis, din Arghezii, care era interzis. Și în felul ăsta, generația mea cel puțin, a putut să iubească, să cunoască și să iubească poezia adevărată. Am terminat eu. Doamnelor și domnilor, aveți cuvântul. Începe dialogul cu Ileana Mălăncioiu. Am să vă rog înainte de a vorbi să vă prezentați pentru filmul care îl facem. Vă rog. Aprinde un pic mai, urcă sala. Așa, mulțumesc. Vă rog. Începutul video. Anita. Bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să vă citesc ceva. Nu vă supărați. Numele meu este Mugur Popovici. Și da. Am vrut să citesc și eu ceea ce vreți să citiți dumneavoastră. Poftiți. Mulțumesc. De peste 4 decenii păstrez un comentariu la novela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici, publicat atunci de poeta și eseista Ileana Mălăncioiu în revista Argeș. Timpul aproape a șters literele, hârtia s-a îngălbenit, dar el mai pâlpâie prin umbrele unor vieți dispărute de mult, trezite la viață de semnificațiile atât de actuale ale nuvelei și comentariului. Am întâlnit-o pe autoare cu mulți ani în urmă și am întrebat-o atunci dacă publicase textul într-un volum. Nu o făcuse și nici nu știu dacă a făcut-o între timp. De fapt, nu m-a interesat prea mult acest lucru, atâta vreme cât dețineam originalul pe care îl așezasem lângă celelalte volume de versuri ale sale care mi-au însoțit anii tinereței. Și aici urmea un citat dintr-un poem al dânsii, și vom rămâne tineri cât te chem, chiar dacă zeii ne-au născut de mult și au hotărât de atunci ce soartă avem. Am dorit să supun atenție acest text ca o reverență, cu ocazia aniversării unei înalte conștiințe poetice și civice de care ne amintim nepermis de rar. Teatrul Național București ne-a contrazis însă, invitând-o astăzi să susțină conferința Exerciții de supraviețuire, un dialog despre poezie și viață. Nu credeți că novela lui Slavici este și ea un astfel de exercițiu? Și acum urmează textul Moara cu noroc a doamnei Ileana Mălăncioiu, publicat în 72. De cum ne naștem, ni se deschide drumul spre moara noastră cu noroc și oricât ne-a spune scriitorul, omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face să fii fericit, tot nu ne putem abate de la acest loc în care speranța ne împăijenește ochii. Măcar 3 ani până ies la lumină, zicea Ghiță când a închiriat hanul de la moara cu noroc al lui Slavici. Măcar 1 an, sau 2, sau 3, zice în fiecare, ajungi la locul unde o vreme ni se pare că ne merge bine. Și de fapt nu ni se pare că ne merge bine, ci locul este cu adevărat cu noroc. Seara ne socotim ce am făcut peste zi și vedem că a fost bine. Duminica ne gândim cum a fost săptămâna și suntem mulțumiți de ea și de noi. Dar într-o zi vine avertismentul în carne și oase, așa cum a venit Lică să mă dă la moara cu noroc. Cel dinaintea ta nu mai este, întreabă el, și încep să tremur și să răspunzi că da, și că acum ești tu aici la moară și că mulțumită lui Dumnezeu îți merge bine. Dar tot ce zice Lică și tot ce îl face vestit pe drumurile dinspre moare, te face să te cutremuri și să dai seama că nu poți rămâne aici dacă nu intri în voie. Și deși știi ce înseamnă voia lui, te încăpățânezi să rămâi. Dar nu rămâi cu inima deschisă,
ci trebuie să te ascunzi de toți ai tăi și dacă se poate de tine însuți și să pari mulțumit și atunci când nu ești. Astăzi sunt aici și nu mă supără nimic, îi spune Ghiță bătrânei și ar vrea să își spună și lui, dar adaugă, îmi fac eu gânduri rele despre ziua de mâine și aceste gânduri nu-mi lasă ticnă să mă bucur de ziua de astăzi. Și poate că gândurile mele sunt deșarte, poate că ziua de mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde temându-mă de cea de poimine. Iar atunci când gândurile rele nu sunt numai gânduri, când Ghiță se întoarce acasă pe chezășie, când hoțul Pinte a devenit căprar, fiindcă știe bine că rările îi spune, noi bănuim pe toată lumea asta nemeseria. Tot glasul înțelepciunii rostit de bătrână găsește cale spre mângâiere. E norocit omul care a trecut prin o mare nenorocire, căci a scăpat de multe necazuri mici, care mistuie mai rău decât durerea. O clipă ochii lui Ghiță se luminează. El încearcă să fugă. Dar unde rămâi o vreme de încăpățânare, apoi rămâi de frică până la urmă. Și acest la urmă nu e altceva decât sfârșitul. Și al celor ce și-au văzut într-o zi speranța împlinită și al avertizmentului de deasupra capului lor, căruia n-au avut putere să îi se opună la vreme. Rămân doar crucile din valea unde e situată anume moara cu noroc, să fie văzute de departe de toți drumeții ca semne ale unor mari speranțe împlinite și ale unor și mai mari înfrângeri. Și mai rămâne bătrâna, care stă lângă ele rostind gândul înțelepciunii și copiii care la îndemnul ei pleacă mai departe. Dar unde mai departe? Desigur, spre o altă moară cu noroc, la care cei dinaintea lor nu mai sunt și acum vin ei și, mulțumită lui Dumnezeu, speră să le meargă bine. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că ați revenit la textul ăsta și că l-ați păstrat de atunci. Eu n-am avusesem până atunci rubrici, nu publicam, dar redactorul șef de atunci al revistei Argeș, un om modest, dar de foarte bună calitate umană, Sergiu Nicolaescu, m-a rugat să-i dau o rubrică, fiindcă eram din Argeș. Primul text, cred că a fost cel despre profesorul meu de limba română, care era un om care chiar a pătimit pentru că a vrut să facă altceva decât era impus să facă. Adică din când în când vreau să-l dea afară de la școala de la oraș și să-l mute la țară. Ar fi fost fericit copiii ăia, dar pierdeau ăia de la oraș mai mari, care înțelegeau ce are el să le spună. Am publicat un text, cred că după aceea, care se chema Întoarcerea fiului părăsit. Vorbeam că nu există doar fii care părăsesc familia. Și există fii pe care îi alungă țara. Dar nu mă gândeam atunci că va veni vremea ca acei fii să se întoarcă acasă. După 90, textul a fost ocotit chiar și de mine, peste așteptările mele, nu ca valoare literară, pur și simplu ca idee. După 90, când începusem să public mai mult în presă, a venit din Argeș un domn, critic literar, altfel onorabil, care mi-a spus că mă roagă să le dau o scrisoare să spun că Sergiu Nicolaescu mă cenzura și să ei vreau să preia revista. Și am spus, Doamne ferește, a fost primul om care mi-a cerut o rubrică. Eram cenzurată eu, dar nu de el, de cenzură, eram cenzurați toți. Ar fi nedrept să mă plâng acum împotriva primului om care mi-a oferit o rubrică și să... Până la urmă ei au reușit să ia revista. Mulți se plâng că nu e mai ușor la revistă acum decât atunci. Pentru că omul ăla chiar era de bună credință. În cultură trebuie să fie și oameni care știu carte, dar și de bună credință, să facă ce se poate face în perioada aceea, fiindcă există momente în care e greu să faci ceva, dar dacă nu faci nici ce se poate, e și mai greu. Sunt multe reviste, din păcate nu numai Argeșul, care au fost, cu toate greutățile, mai bune în vremea comunismului decât acum. Pentru că ei cereau un tribut, cereau să-l pui pe tovarășul pe prima pagină. De exemplu, Ioanichi Olteanu, șeful nostru, care era un om înțelept, a zis, noi nu punem poze. Că atunci nu erai obligat la viața românească să pui poza tovarășului, că nu puneai nicio poză. O singură poză, dacă era, trebuia să fie a lui. Și de la un moment dat nu mai trebuia să fie nicio poză decât a lui.
atunci a avut un rol esențial critica. Noi uneori ne plângem de critici, că ne-a scris ce am vrut noi, ce am visat, ce am sperat, dar atunci, la România Literară, care avea o echipă de 4 critici extraordinari, chiar s-a făcut cultură, chiar s-a făcut cultură împotriva oficialităților, fiindcă erau ignorate toate cărțile de maculatură care erau obligatorii, care erau puse, pe care trebuia să le pui în fruntea revistei și erau lăudate cărți de valoare. Din păcate, aș spune că acum nu mai este generozitatea de atunci să scrii despre unul pe care nu-l cunoști. A devenit mai de grup revista. A devenit nu mai reprezentativă pentru toată țara, e mai reprezentativă pentru grupul care lucrează la ea, care are prieteni acolo. Îmi pare rău să spun asta, că e revista pe lângă care am crescut toți. Era o echipă excepțională, începând cu Nicolae Manolescu, care avea critic, cronica de bază, cu Lucian Raicu, care era criticul cel mai iubit de poeți, că era însuși un poet al criticii, înțelegea poezia din interior și era mai aproape de noi decât toți. N-avea priza pe care o avea Manolescu la publicul larg, pentru că a fost dat întotdeauna spațiul cel mai bun, dar a făcut și el un lucru extraordinar atunci. Însă, noi cel mai mult îl iubeam pe Raicu. Am mai spus odată că cineva a spus, voi îl iubiți pe Raicu, dar tânjiți după cronica lui Manolescu. Pentru că, într-adevăr, dacă scria el și te lăuda și în cotidian, în Contemporanul și în România Literară, deveneai om de-a doua zi. Pe când ceilalți erau mai pentru poeți, mai pentru scriitori, decât pentru publicul larg. Din păcate, revista nu e mai bună acum decât era atunci, când cei 4 critici extraordinari își făceau datoria și făceau cultură în vremea în care ți era impus să faci altceva, să faci politică de 3 parale, să faci altceva. Și se mai întâmplă și la alte reviste. Cine a avut puterea să reziste și să nu vrea să facă altceva, să nu vrea să devină mai bogat, să nu vrea să intre în politică, fiindcă și acum poți greși la intrarea în politică, a făcut mai bine. Eu, de exemplu, am o mare prețuire pentru 2 reviste din țară care puteau să facă lucruri mai puține, dar poate sunt mai bune decât toate revistele din București. E vorba de revista Echinox, de revista Marta Petreu este urmașa școlii Echinox, dar revista Apostrof e făcută de ea, care era mai tânără decât șefii de școală de la Echinox, care erau Ion Pop, Vartic, Papa Hagi. Marta e mai tânără decât ei, dar ea a înțeles când toată lumea se zbătea cum să iasă mai în față, că de fapt e bine să faci cultură. Și din anul întâi după Revoluție a făcut revista asta, a făcut-o excepțională, a scris o mulțime de cărți de cultură făcute serios. Am o admirație teribilă. De multe ori mi s-a pus întrebarea și în cartea asta care se cheamă Am reușit să rămân eu însă, mi s-a pus întrebarea de multe ori cu cine ai luptat pentru supremație în vremea comunismului, dintre cele 4 poete care existau și care erau bune toate. Și am zis cu nimeni, lupți cu timpul, nu lupți cu colega ta. Adică ar fi absurd să lupți cu timpul, lupți să fii mai bun la cartea următoare, lupți să poate rămâne ceva adevărat despre tine. Marta a reușit să facă asta în vremurile astea grele, când toată lumea alerga după ceva, cum să iasă mai în față, cum să se ducă la televizor. A scris mult și mine și am zis că dacă invidiez pe cineva, o invidiez pe ea că a reușit să rămână în cultură în vremurile în care toată lumea vroia televizor, Facebook, internet, călătorii vroia altceva. Și chiar o invidiez pentru că a reușit să scrie în aceste vremuri turbule în care oamenii nu mai au ce să se așeze pe lucru, un raft de cărți și să rămână ea însăși, adică e un lucru foarte mare. Și au reușit să facă lucruri pe care noi nu puteam să le facem, că unele lucruri nu aveai voie să le scrii și ți le opreau după ce le scriai. Eu mi-am dat licența în anul 1968, am fost studentă întârziată și am dat teza de licență, a fost Locul filozofiei culturii în sistemul lui Blaga. Profesorul care era Radu Florian, de ce se mai ascunde numele lui, că a și murit, nu se mai plânge că ne aducem aminte lucruri triste despre el, a zis pentru mine, un student care după 5 ani de filozofie marxistă și-a luat o temă ca asta, nu prezintă garanție din capul locului. I-am răspuns cu obrăznicia care vă caracteriza la vârsta aia,
pentru mine un profesor care neagă titlul lucrării, fiindcă lucrările erau aprobate de o comisie de doctorat, ți-a aprobat tema și era înscrisă tema care a fost admisă. Și am spus un profesor care neagă teza care mi-a fost aprobată de comitetul facultății care aprobă această listă de lucrări, nu prezintă garanție că va fi obiectiv. Și totul a fost un scandal. Și știu că au venit, era primul an în care susțineai numai teza, nu se mai dădea examen oral. Și știu că a venit cineva de la Fără Frecvență și mi-a spus: nu trebuia să vă certați cu ei, că nu v-ar fi picat. Nu mă picase, dar mi-a dat nota nouă și se luau 10 pe transformarea socialistă a agriculturii sau pe nu știu ce alte minuni de genul ăsta. În mod ciudat, de fapt nu vroiau să dea în mine, ca să zic așa, cu termenii cei mai populari, profesorul Tudor Bugnariu, care era generele lui Blaga și care era decan la vremea aceea, primise vot de blam că i-a apărat pe studenții care au intrat într-un scandal din ăsta propagandistic și era ideea că și ca profesor a greșit, nu numai că și-a apărat studenții, dar că ne-a lăsat să susținem o teză ca asta, deși el era generele lui Blaga, deci și subiectiv că mi-a permis să susțin o lucrare cu un autor interzis, care era socrul său. Pentru că atunci Blaga nu putea fi citit decât la fondul secret al Academiei Române. Mi-am făcut teza pe un autor interzis. Și acum am păstrez așa un soi de a propune ceva care nu e acceptat ușor de toată lumea. De exemplu, de când am fost primită membru corespondent la Academie, am susținut cu îndărătnicie să-l primim și pe Bacovia, între membrii de onoare a Academiei, membrii post-mortem, pentru că este cel puțin la fel de mare ca ceilalți 4 scritori mari dintre cele două războaie care au fost primiți. De cele mai multe ori mi se răspundea: da, dar el a scris bine, dar știți, n-avea conștiința scrisului. Și cum, domnule, Bacovia, care a scris Plumb, nu știa cum e cu poezia, știu niște critici care fac rezumate din el, e practic poetul care este cel mai mult discutat la ora actuală. Și până domnul Simeon, care e șeful secției de acolo, de literatură, altfel critic bun, generalist bun, nu neapărat un gen sau altul, dar un critic bun altfel. Da, dar știți, el nu e ca Blaga. Păi e ca Bacovia, nu e ca Blaga. Dacă era ca Blaga, era gata primit. Nu trebuia să. Și cu știu cuva am reușit și e singurul lucru de care sunt mândre, pe care l-am făcut de când sunt acolo, că am reușit să impun cinstite adunări, că Bacovia merită să fie și el printre cei 4 mari poeți dintre cele două războaie. Nu ca cine știe ce drepturi, mai ales că el nu are urmași și nu moștenește nimeni nimic de la el. Dar se mai fac niște lucrări de sinteză în care se scrie despre toți cei care au fost. Cum să-l lași pe Bacovia pe din afară? Și am fost mândră că am reușit să impun băcăoanilor să nu mai dea 70 de premii pe autori modesti sau nu știu ce, să facă comitete și comisii ca să fie fiecare șef la unul. Am reușit să-i conving să facă un premiu mare Bacovia pentru orașul ăla. Ei au avut o mare personalitate de alt tip, unul din personajele Bacăului foarte importanți, Mircea Cancicov, care a fost un economist foarte bun, un jurist foarte bun, a făcut spitalul orașului, a făcut parcul. Mulți s-au gândit că dacă faci o societate de un fel sau de altul care poartă numele lui Cancicov, poate că reușești să obții casa care a fost a lui. Și au făcut, să spun, altfel niște poeți onorabili, au făcut ceva, dădeau și un premiu, chiar mai multe premii, ceva care a preluat titlul Poezia Avangarda secolului 20 și au dat numele Cancicov. Păi cum, Cancicov n-avea nicio treabă cu avangarda, era unul din personajele Bacăului extraordinare, căruia toată lumea ar trebui să-i purtăm recunoștință, că atunci când era el ministru al finanțelor, scritorii aveau impozit 1%, se oferau foarte multe, leul a devenit convertibil deși era în apropierea războiului și așa mai departe. Săracul a murit după 20 de ani de la gără, orașul trebuie să-i poarte recunoștință, dar el era chiar prieten cu Bacovia, sigur la nivelul la care erau personaje foarte diferite. Am zis să unim cele două forțe și
cu ce știa despre finanțe Cancicov, cu ce a rămas el, cu ce a rămas orașul ăla de la el, să putem să facem o fundație care să dea un premiu mare Bacovia ca să cinstească orașul ăla. Am reușit să conving un om care nu era literat și am fost foarte fericită că există premiul Bacovia acum. Adică trebuie să faci ceva dacă te duci undeva, te duci degeaba dacă nu ai pus umărul să se întâmple ceva. Vă rog, Anita. Mai e și un domn acolo. Odilia Roșianu este numele meu. Având în vedere tema de astăzi, poezia și viața și exerciții de supraviețuire, întrebarea era în ce măsură, dincolo de poezie, adică jurnalismul, publicistica, viața cetății, a fost pentru dumneavoastră un exercițiu de supraviețuire. Am început să scriu și publicistică înainte de 90. Am avut o carte care se chema Călătorie spre mine însămi, care era și cu texte despre scritorii pe care i-am cunoscut, să spunem despre Marin Preda, despre Bota, despre Gelu Naum, despre oameni pe care i-am cunoscut, și cu texte despre scritori străini care spuneau ceva care se potrivea și la noi și cumva, poate nu-i frumos că făceam asta, dar uneori foloseam spusele lor ca să transfer și la noi ce se poate spune și să spui niște lucruri. De exemplu, am scris despre Carpentier, despre discursul asupra metodei, plecând de la discursul care pleca el de la discursul asupra metodei și, de fapt, vorbeam despre dictatura de la noi. Deci foloseai textul, produceai un text despre ce se spunea în cartea aia ca să fie valabil și aici. Adică era un subterfugiu. Dar cărțile alea toate, atunci a scris domnul Manolescu prima dată despre mine cu un elogiu teribil. El mă cam ignora ca poetă, că nu era vina lui. Eu n-am făcut filologie. Cei care au făcut filologie fuseseră studenții lui, îi dădeau cărțile. Eu aveam ideea că e jenant să te duci cu o carte la un critic, că poate scrie și despre mine. Deci nu e vina lor că n-au scris, este și vina mea că nu m-am dus. Bietul critic nu-și poate cumpăra și el, nici el toate cărțile. Și spre uimirea mea, la acea carte în care eram destul de temătoare, că intram și pe terenul lor, la acea carte a scris textul cel mai elogios care se putea scrie. Chiar încheia așa. Citiți cartea asta, nu se poate lăsa nimeni. Nu venea să cred, pentru că el nu scrisese despre mine ca poetă prea bine niciodată. A și motivat într-un fel că eram prietenă cu oameni cu care nu era el prieten, ba chiar era la cuțite cu unii dintre ei. Dar eu zic că o carte trebuie să fie discutată pentru ea însăși, nu pentru ce prieten are autorul. Mai ales dacă ea nu sunt scaiva criminal sau oameni care fac rău în societate. Pe urmă mi-am publicat teza de doctorat, Vina tragică, tragicidre și Shakespeare, Dostoevski, Kafka, cu care am ținut conferințe și aici. Ea era mai mult pe cărți și pe tragic, dar după 90, când am ținut conferința aici, la care m-am bucurat foarte mult, că au fost foarte mulți oameni interesați de ea, care au pus întrebări bune, pentru că multe lucruri despre tragic care se spuneau în carte se potriveau și cu situația tragică prin care trecuse România cu puțin timp înainte. Adică vorbeai de sângele care se ridică peste cetate în timpul tragediei, până când cineva nu își asumă vina de a fi făcut ceva grav pentru cetatea respectivă, se potrivea și la noi, fiindcă la noi nici acum nimeni nu și-a asumat vina pentru cei 1000 de morți din 90. Încă se discută cine, ce și cum a produs acel ansamblu de lucruri amestecate. Populația era nemulțumită, dar nu prea vreau să-l omorâm, nici măcar pe Ceaușescu în ziua de Crăciun. Fiindcă la noi nu se omoară în ziua de Crăciun. Adică nu poți să confunzi Crăciunul cu Paștele, că ziceau că e Paștele nostru. Nu era Crăciun. Și numai la comuniști confundai Crăciunul cu Paștele și spuneai lozinci nepotrivite. Deci am scris și înainte publicistică, dar am scris mult mai multă după 90. E adevărat și cu ideea de a
contribui și noi cumva la schimbare. Am scris cărți, prima care se chema Crimă și moralitate, care chiar pleca de la evenimentele din decembrie, dar pe urmă am continuat să scriu și la revista, și la revista 22, și la România Literară, și la ziarul Cotidianul, care pe vremea aia era al Rațiu Muriste, dar l-a preluat fiul lui. Și ne lăsa o libertate teribilă. Se vedea că vine dintr-o țară democratică. Nimeni nu mă întreba dinainte despre ce vreau să scriu. Doar trebuia să predau textul la vreme. Chiar venea cineva acasă să-l ia. Chiar și colaborarea mea aducea acasă ca să nu mă deranjez să mă duc până la redacție. A fost cea mai elegantă colaborare, în sensul că nu mi-a tăiat nimeni nicio frază din ce am spus. Nu m-a întrebat nimeni dinainte despre ce scriu. Acum nu prea mai știu, că acum toate au trecut, fiecare s-au grupat spre un partid sau spre altul și vrând nevrând nu pot să mulțumești pe toată lumea. Adică, și acum chiar noi, chiar nu mai știm ce să propunem ca să sperăm cu adevărat că se schimbă ceva în bine. După mulți ani, ultima carte pe care am publicat-o este asta, în care am adunat 22 de interviuri din ultimii ani, începând din 90, și le-am adunat, mi-am permis să le adun cerând voie celor care mi le-au luat, pentru că toate au fost date în scris, adică nu am cele câteva interviuri date oral, între care poate unul care mi-a redat imaginea cea mai bună ale Eugeniei Vodă, nu le-am transcris, fiindcă sunt două genuri diferite. Nu iese la fel la transcriere. Sunt două genuri diferite. Un text scris dinainte pe care îl citești la radio poate să fie mort, oricât de bine l-ai scris. E scris cu ideea citirii în pagină. Și nici pe ale ei n-am vrut, că n-ar fi ieșit la fel de bun. Ea are și o grijă teribilă la imagine. Îl chinuie și pe invitat, îi chinuie și pe operator, dar iese o treabă serioasă, te poți prezenta cu ea în lume. Și de asemenea un text al lui Iorgulescu foarte bun, luat pentru Europa Liberă, nu l-am transcris, deși el ar fi vrut foarte mult, că ieșise bine ca text, dar sunt două genuri oral, oralul oral și scrisul scris. Eu sunt pentru scris, dar că dau un interviu oral, atunci rămâne oral, pentru, bun pentru condiția în care a fost dat. Și am scris, am pus titlul ăsta, care a prins foarte bine, deși e cel mai neutru titlu, am reușit să rămân eu în semn. Pentru că era foarte greu în atâtea schimbări să nu greșești foarte tare. De greșit omul e supus greșelii de când se naște, dar să scrii chiar ce vrei tu, nu în funcție de ce ar vrea altcineva în momentul respectiv. N-am scris niciodată din punct de vedere al unui partid, al unei grupări. Atunci toată lumea vrea să te atragă într-o grupare. Aveam și prieteni care erau persoane importante, pe care le-am mai supărat din când în când. Când eram redactor la Viața Românească, am reușit să impun o rubrică al Pleșu, tocmai fusese în mișcarea transcendentalilor și nu-l vroiau, întrebau de ce îl public, de ce vreau. Mă certam și cu șeful meu că nu-l vrea, mă certam și cu el că nu-l scria, mă certam și cu cenzura că vroia să taie din el. Atunci mi-a mulțumit frumos pe prima pagină, cum se făcea înainte elegant, îi mulțumeai celui care te-a determinat să scrii cartea respectivă. După aceea ne-am mai și certat, fiindcă el a devenit ministru, pus de un partid care nu ne plăcea și ne mai certam din când în când și toată lumea, și acum, dacă mi se ia un interviu, sunt întrebată, mai polemizați cu Andrei Pleșu? Păi nu zic eu, că acum scrie despre îngeri. Atunci a avut un text în care spunea că el se întoarce cu minte la pasajul din Evanghelie în care ți se spune să nu ridici piatra. Și eu am zis așa, nu te poți revendica în același timp și de la Biblie care te învață să nu ridici piatra și de la dizidență care te învață să o ridici. Și mă rog, deci polemizam. Și acum am zis, acum nu mai avem de ce polemiza, fiindcă și pe vremea polemicii îl stimam foarte mult și am rămas prieten chiar și după ce am polemizat. A fost șeful juriului care, mă rog, mi-a dat și mie cel mai mare premiu pe care l-am luat în viața mea. Atunci a spus cum l-am somat să scrie cartea asta, ce bine am colaborat atunci, că pe urmă, când a fost ministru, l-am boscorodit tot timpul, dar bine am făcut, a zis, deci că nu-mi poartă nicio ranțiună, depășisem perioada. Mulți m-au întrebat dacă mai polemizez cu
alți oameni. Dacă mai sunt de acord cu ce spune altfel prietenul meu, Paul Goma, care spusese multe lucruri despre toți. Poate fiindcă și el era foarte supărat că schimbarea în care a sperat și pentru care la urma urmei a luptat n-a produs ce visam noi toți atunci. Adică nu suntem la fel de fericiți cum eram când credeam că s-a schimbat ceva. Dacă mai polemizez, deci ideea, toți se întreabă câte ceva. De ce ai scris, să spun, un poem despre Preda, care în perioada aia, nu, și un poem, dar și un text, care a fost foarte bine primit, despre Preda, mă identificam cu personajul lui Nicolae al Noromete. Și era cumva viața mea, de copil venit de la țară, era ca viața lor, sigur, minus politica, Nicolae devine totuși un personaj politic în cele din urmă. Dar identificarea ca viață, ca mod de a trăi, ca mod de a te plasa în lume. Și eram întrebată despre foarte mulți oameni și am răspuns despre Bota, pe care l-am cunoscut de când eram studentă, despre Eugen Jebelanu, despre Gelu Naum. Dintre toți am spus, dar am spus corect, că Gelu Naum era cel mai egoist dintre personajele importante pe care le-am cunoscut. Mare poet, dar dacă cu ceilalți erau, se simțeau dator să-mi spună ceva, să mă bucur, că eram mai tânără decât el, Gelu Naum nu vorbeai decât despre el. Vizitam, am stat ore în șir de vorbă cu el și întotdeauna se întorcea la el, dar pe mine mă interesa foarte mult ce îmi spune. Și comunicam greu, că pentru el suprarealismul era singurul lucru valabil pe lumea asta. Noi cumva socoteam că vine o vreme în care faci experimente, dar mai spui și ce ai de spus pentru vârsta aia. Adică nu era ultima găselniță pentru mine suprarealismul, dar îmi plăcea ce vorbește și uneori, deși eram atât de diferiți, picam pe ceva care ne era comun. De exemplu, în povestea de cum intram pe ușe, azi am avut un nou semn de la tata. Aoleu, mă gândeam eu. Tatălui a murit în vremea Primului Război Mondial. Și el povestea cum a venit cineva care l-a cunoscut pe tata, cum obiectul pe care l-a adus, i-a adus aminte. Când intram pe canalul ăla al morților, comunicam foarte bine că eram la fel. M-am dus la el să-l vizitez, dar nu vorbeam niciodată. Îi dădeam cărțile, îmi dădea cărțile lui, dar vorbeam numai despre ale lui. M-am dus la el la spital când a făcut o fractură, avea 86 de ani, a făcut o fractură, era în spital când era ziua lui de naștere și spunea, uite, în loc să fiu la Comana să scriu poezie, stau aici în spital, suferea teribil că nu mai scriu poezie. Eu ziceam că la 86 de ani poți să te și oprești, că până la vârsta aia în linie mare ai scris ce ai avut de scris. Și m-am dus la el de mai multe ori la spital, doamna, soția dânsului, care era de aceeași vârstă cu dânsul, Ligia Naum. Era și dânsa bolnavă și uneori nu putea să stea și ziua și noaptea. Și mai stăteam pe niște prieteni să-l vedem. Și la un moment dat, chiar lângă patul lui, la postoperatoriu, a venit o țigancă tânără și frumoasă, zdrobită total într-un accident. Și mulți din etnia lor veneau să o trateze ei altfel decât o tratau doctorii. Era bandajată toată și ei au desfăcut toate bandajele alea și au început să o ungă cu o unsoare pregătită de ei, care mirosea groaznic. Și toți erau, de ce face asta? Doctorii îi mai dădeau afară, ei intrau iar, îi dai pe ușa afară și ei intrau pe fereastră. Și toți erau foarte enervați. Domnule, de ce nu stau ăștia acolo și de ce nu lasă doctorii să-și facă treaba? Spre uimirea mea, Naum, care altfel era ciudat, era restrictiv cu colegii lui, pe mulți nu vroia să-i vadă sau să-i audă. Domnule, era uimit de ce făceau oamenii așa și am avut sentimentul că așa orgolios cumpăra, că el chiar simțea că în fața vieții și a morții suntem egali. În clipa aia m-am apropiat mult mai mult de el decât când mi se părea egoist așa. Când el vroia să mă duc la ei, să stau ore în șir, fiindcă n-avea cu cine vorbi, sta foarte mult în casă și era plictisit de tăcere, cum sunt eu uneori acum, că atunci când stai mult acasă,
Există riscul să vorbești cu zidurile și atunci îi plăcea să aibă pe cineva care ascultă ce spune și înțelege. Dar să vorbim doar despre el și despre relațiile lui cu lumea și despre amintirile lui din tinerețe. E, atunci l-am simțit ca pe un om adevărat, că simțea, nu revolta ca ce femeie era din altă etnie, din altă categorie, ci că e un om ca și el care s-ar putea să moară. Și că în fața morții suntem egali. E un domn în mijloc. Bună ziua, Florentin Paraghia. Un coleg de-al nostru. Un coleg. Un coleg de-al nostru. Ne-am întâlnit de foarte mult. Care a plecat din România de mult și a devenit scriitor francez. Nu, o piudir să ne. Rămân tot român. Pe 23 ianuarie am dat un telefon Ilenei să-i spun la mulți ani și vârsta biologică își urmează cursul, poezia însă rămâne, e perenă. Poate rămâne, poate nu rămâne, dar își urmează cursul și ea în eternitate. Ne-am întâlnit de mai multe la Iași cu întâlniri la Festivalul Internațional de Poezie, la zilele convorbirilor literare și întotdeauna mi-a făcut deosebită plăcere de a o asculta, de a vedea cât de sinceră este, cât de apropiată de fiecare și de existența noastră poeticească, de felul în care ne urmăm cursul nostru, evident, în această lume destul de alambicată în ziua de azi. Și trecând la ziua de azi, îmi pare rău că nu am putut să ascult poeziile recitate de actori. Pentru că noi citim, dar ne interiorizăm. Avem această stare a introduce poezia în noi, a o exprima, crezând că o exprimăm bine, nu vorbesc de, vorbesc în general. Un actor întotdeauna reușește să dea adevărul purității, existența poetică, să o scoată în evidență și să o comunice, să o apropie de cel care ascultă. Eu trebuia să fiu la Sinaia, băiatul meu m-a invitat. Am zis nu, mă duc la Ilana să o văd, la această conferință care este deosebită și zic, tu rămâi cu mine, am scos o carte dinpreună la Iași, în dublu exemplar, iar la sfârșit aș vrea să recit și eu un mic poem al Ilenei Mărâncioiu din Peste zona interzisă, o carte care a luat premiul Uniunii Scriitorilor și care cred că nu sunt contravenient, au cumpărat-o în anii comunismului de pe la un anticariat și pe care scrie Valeriu Gorunescu, numărul 4519, Biblioteca personală. Nu sunt actor, dar vreau să citesc, îmi face mare plăcere să citesc. Erai cruce, vulture. Erai cruce, vulture. Și aveai trupul lui pe tine de 3 zile și aveai ochi pe aripi și pe gheare și pirioane în pupile. Către tine mă rugam plângând, către Duhul care îl duce, către crucea aripilor sale, către cruce. Rămăsese goală în fața mea și avea lemnul putred, ca un trup. Ascultam cum o izbește vântul și cum cad bucățile care se rup. Am îndrăznit să citesc această poezie pentru că Ilana Mărâncioiu a fost, rămâne și va rămâne, o poetă a stihului cu o nuanță de, deosebită în exprimarea versului. Mă scuzați, sunt un pic emoționat. Vă mulțumesc pentru această aprobare de a citi și pe curând. Vă mulțumesc.
Mi se spune că mai avem timp pentru o întrebare. Cine dorește? Atunci am să vă anunț următoarea conferință, care cred că va fi foarte interesantă. Pe 18 februarie, la Sala Mică, va veni domnul academician Mircea Dumitru, rectorul universității, care ne va vorbi despre teama de adevăr, frământări ale unei epoci confuze. Sunt convinsă că va aduna public, pentru că este un personaj fără de valoarea dumnei sale de profesor, este și un personaj cu o atitudine civică excepțională. Mulțumesc, Ileana Mălăncioiu, pentru așa zisa conferință de azi, care a fost mai mult decât o conferință, a fost o plăcere a sufletului și a spiritului. Mulțumesc eu foarte mult că am fost invitată în această sală în care oamenii sunt deja obișnuiți să asculte și alte lucruri decât văd pe televizor, fiindcă la ora actuală pe televizor se citesc versuri ale hoților de buzunar, ale poeții nu mai pot să citească. Poate că pentru unii era mai bine dacă citau actor, dar există și oameni care vor să-l audă pe poet. În alte țări se fac lecturi de către autor și publicul pune întrebări. Deci sunt oameni care vor asta, sunt oameni care vor să audă actori. Și poate că într-un teatru e bine să auzi actori. Eu am spus data viitoare. Dar, din păcate, e foarte greu să potrivești cele două stiluri. Actorii au stilurile lor cultivate, dar transformă puțin și în teatru. Noi vrem să fie mai aproape de ce am scris. Mulțumesc din suflet!